Bună ziua, doamnelor și domnilor! Invitatul nostru de astăzi este președintele Moldova Gaz, Vadim Ceban. Bine ați venit la noi din nou! Noi v-am așteptat! Bună ziua! Bine v-am găsit! Aș vrea să începem cu cea mai dureroasă și cea mai actuală problemă care se discută în fiecare casă, cred, și este vorba despre tariful la gaz. Domnule Ceban, are de gând în viitorul apropiat Moldova Gaz să vină cu o solicitare de revizuire a acestui tarif? Voi fi foarte sincer cu dumneavoastră și respectiv cu telespectatorii care ne privesc. Nu suntem, eu am menționat câteva ori, că nu suntem adepți a tarifelor mari, pentru că vedem cum scade consumul și respectiv cum scad și indicatorii Moldova Gaz, pentru că gazul deja devine un lux și vedem cum consumatorii trec la surse alternative de încălzire și respectiv pentru noi acest lucru este destul de deranjat. Chiar vă spun sincer acest lucru. Dar nu sunt adeptul situației în care haideți astăzi plătim mai ieftin, dar mâine astăzi plătim mai scump. Neavând informația și neavând certitudine ce se va întâmpla în luna februarie, atât pe piețele internaționale, cât și ce ține de prețul care ne oferă Energocom, pentru că vorbim de furnizarea gazelor pentru malul drept, pentru malul stâng, tot e clar. Noi nu putem să venim la ANRE cu anumite solicitări de micșorare a tarifului. Acest lucru este ca primul factor. Al doilea factor, noi avem acumulate diveri financiare sau așa numit deficit tarifar care am acumulat anul precedent. Nu a fost acoperit încă? Nu a fost acoperit pentru că nu a fost acoperit dacă am fi luat sau am fi achiziționat gazele de la Gazprom la prețurile cele care au fost din noiembrie și decembrie, atunci da. Dar n-am avut aceste volume și am procurat de la Energocom. Energocom, prețul deja pentru luna decembrie, cunoașteți că a fost peste 1000 de dolari și acest lucru nu ne dă posibilitate. La ianuarie la fel și posibil, cel mai probabil și pentru luna februarie va fi peste 1000. Acest lucru nu permite să adresăm la ANRE. Vă spun acest lucru sincer ca să fie clar pentru toți. Dar deci, în care decizii vor fi la nivel de regulator? Aici regulator a ieșit cu un comunicat și a menționat tot nu sunt premize. De aceea nu suntem de acord cu cele spuse de către regulator. Din ce spuneți dumneavoastră, noi suntem condamnați cumva să consumăm gaze scumpe care au fost cumpărate la prețuri mari și acum chiar dacă pe piață avem prețuri de chiar și sub 600 au fost zilele trecute, de dolari, noi oricum vom consuma gaz de 1200 de dolari. Nu e posibil cumva de acum iarna când consumul este mai mare, ceea ce spuneați dumneavoastră din numerate ori, să fie vara totuși un tarif mai mare când consumul este mai mic și oamenii să-și permită să achite și vară și iarna, iar iarna să fie un tarif. Adică nu discutați aceste posibilități cu Energocom, cu guvernul, ca să luați gaz mai ieftin acum și rezervele să le lăsați pentru vară, care deja scumpe. Dar cine poate presupune sau face prognoză care vor fi prețurile la vară? Nimeni nu poate. Noi știm acum care sunt prețurile. Noi știm foarte corect. La noi foarte cu așa gândul din trecut, noi suntem toți deștepți și putem face anumite concluzii. Dar când în noiembrie prețul și noiembrie în decembrie, când prețul, vorbesc despre octombrie-noiembrie, apropo, sunt două luni, când am avut economii de la procurări de la Gazprom, respectiv comparativ cu prețul care a fost la TTF, la bursă, când am avut economii în luna martie anul trecut, când am avut economii în luna mai, când am avut economii și chiar de volum de gaze am vândut la Energocom la prețul mult mai inferior decât prețurile de la bursă. Atunci despre economii nimeni nu a vorbit. Acum când deodată prețurile la bursă cumva s-a scăzut, deodată suntem așa criticați că de ce nu cumpărăm pe piață. În primul rând, pe piață sunt doi factori.
primul factor, pe piață nu se vând volume constante, stabile, într-o zi, chiar la nivel de consumul nostru zilnic. Chiar asta înseamnă că dacă Energo.com a făcut peste 100 de licitații, uh-huh, procurând gaze în valoare de zilnice, în volum de 2 milioane până la 6 milioane metri cubi, nu știu dacă a fost zilnic când a procurat 10. Astăzi noi consumăm zilnic în ianuarie, și acum în februarie, începutul lunii februarie, consumăm jur de malul drept, 3,8-4 milioane metri cubi. Eu nu știu dacă fiecare zi Energo.com va avea posibilitate pe piață să cumpere aceste volume. Eu nu știu, adică nu pot spune că gazele acum sunt foarte, chiar având depozitele subterane în Uniunea Europeană, sunt pline la nivel de peste 80%, dar acest lucru nu înseamnă că pe piață sunt volume disponibile. Este un factor important și al doilea, $600 pe piețe nu înseamnă că acest preț este valabil și pentru noi, în Republica Moldova, la hotar. Acolo se adaugă și costurile. Plus Energo.com trebuie să achite în afară costurilor de transport, mai achite și costuri de stocare, injectare și respectiv scoatere. Și acestea sunt costuri care se adaugă la prețul final de vânzare care noi avem în bază contractului cu Energo.com. Sunt foarte multe momente, elemente care influențează la acest aspect. Dar când eram în ajul de iarnă și guvernul trebuia să ia decizii, evident, a luat decizii ieșind din condițiile de piață. Astăzi, de exemplu, la noi fiecare zi, prețurile la produsele petroliere se schimbă la panou fiecare zi. Poate schimbă. Așa. Deci în cazul acesta trebuie de făcut și pentru gaz natural, pentru piață se schimbă fiecare zi. Deci noi fiecare zi vom merge la ANRE și vom solicita majorări sau vom aplica o formulă după prețul de procurare. Eu cred că aici este un element, cred că vom vorbi astăzi pe parcurs, că strategic și văd alte țări și văd și Guvernul Republicii Moldova prin intermediul Energo.com-ului totuși încearcă să găsească contracte pe termen lung pentru a fi aprovizionați consumatorii având contracte stabile pe perioadă de termen lung. Domnule Ceban, aveți datornici acum? Cum reușesc cetățenii să-și achite facturile? Avem mai mult datorii curente pentru luna decembrie, dar se micșorează de la lună la altă și pot să vă spun ca persoane fizice, datorită inclusiv oferirii compensațiilor din partea statului, achită la timp, nu avem restanțe mari. Eu cred că până la data de 10 februarie cred că va rămâne pentru anul precedent doar datoriile în volum de până la 30 de milioane lei. Asta este în limita celui procent care este noi considerăm că la volum de furnizare și respectiv volum de achitare este admisibil pentru că până la urmă în câteva luni aceste datorii se colectează și consumatorii achită. Sunt anumiți datornici persoane juridice cu care noi lucrăm, inclusiv prin intermediul instanțelor de judecată, prin intermediul colectorilor cu care avem contracte încheiate. Dar, în general, oamenii își achită facturile și sunt disciplinați. Ce se întâmplă cu cei care acumulează o parte din datorii? Noi, în primul rând, perioada rece a anului, nu încercăm sau nu propunem careva măsuri radicale, totuși încercăm să convingem consumatorii să achite. Dar unii care, respectiv, intră în categoria cu un nivel de vulnerabilitate mai scăzută, pentru ei aplicăm prevederile legale, deci activăm conform legislației în vigoare în cadrul mandatului care este și în cadrul licenței de furnizare a gazelor naturale. Acolo tot e descris și în regulamentul de furnizare la fel. Pe măsură. Cine își permite, respectiv luăm măsuri de deconectare, cine are categoria de vulnerabilitate înaltă, acolo aplicăm alte măsuri și suntem în așteptare când se achite. Dar nu avem prea multe cazuri de acest gen.
Recent, Ministerul Finanțelor a făcut publice date despre datoria Republicii Moldova, care a crescut semnificativ în acest an, și întrebarea mea ar fi dacă dumneavoastră considerați că această datorie ar fi putut să crească cu o cifră mai mică decât cea anunțată, dacă noi am fi putut să obținem un preț mai mic la gaze. Da, eu am înțeles întrebarea legată cu creșterea datoriei publice și direct influența asupra acestei creșteri costului la gaze naturale. Costurile cele mai mari sunt legate totuși de resursele energetice. Eu cred că în situația aceasta, noi am văzut în 2022, cred că și acum simțim acest efect de la creșterea prețului la resurse energetice în general, asupra bugetului fiecărei familii, asupra economiei naționale, sectoarelor întregi economiei. Respectiv și bugetul de stat este afectat pentru că trebuie să ofere anumite compensații, atât pentru persoane fizice, în primul rând, ca susținerea populației, ca măsura, și a doua, pentru anumiți agenți economici, în primul rând, cei care produc produse de primă necesitate, adică care au un caracter preponderent social, pâine, lapte, etc. De ce? Evident că statul, cred că pentru a acoperi aceste necesități cred că și s-a împrumutat pe piețele, interne, în primul rând. Dar asta este situația. Situația nu este valabilă doar pentru Republica Moldova. Deficitele bugetare au crescut la mai multe țări din cauza anume pentru a oferi aceste compensații pentru cetățeni și economie. Pentru că nu uitați, în alte țări care sunt și chiar producători de resurse energetice și au o bază de producere destul de vastă, acolo chiar sunt compensate, bugete de compensare sunt destul de mari. Dar un preț mai mic la resursele energetice ar fi micșorat cifra acestor compensații, respectiv cifra deficitului? Iată, aici este legătura cu ceea ce am vorbit anterior. Evident, în cazul acesta, eu sunt adeptul contractelor pe termen lung, care lucrează în baza unor formule. Dacă vom fi legați doar de piață, pentru că piața oricum este un nivel înalt de dezvoltare și indicator de piață este indicator care oferă nu preț mic sau mare, oferă prețul just. Respectiv, la etapa aceasta, când noi suntem totuși dependenți de 100% de resurse energetice în exterior, cred că trebuie aplicat așa o politică mai înțeleaptă în partea ce ține de contractele de furnizare a gazelor naturale. Fie contracte pe termen lung, și aici nu vorbesc de Gazprom, poate fi și din Azerbaijan, din sursele cu gazele naturale lichefiate, pot fi, de exemplu, achiziții de către stat prin intermediul Energocomului perioada de vară, la anumite condiții și respectiv consumul, cum a avut loc anul trecut și anul acesta. Deja suntem în așa situație, asta e realitatea. Deci există totuși posibilități ca această situație pe piața energetică să fie reglementată un pic altfel și oamenii să și bugetul statului să nu fie atât de mult afectat și facturile oamenilor să nu fie atât de mari. Totdeauna este locul pentru de a face mai bine. Mai bine. Deci nu consider că putem să ne limităm doar la ceea ce avem la moment. Pentru a îmbunătăți totdeauna este loc. De aceea trebuie de abordat problemele ca atare și pragmatic, constructiv și de avut posibilitatea de a alege. Ne stricând relațiile cu nimeni. Asta este opinia mea. Așa, în special cu Gazprom. Sunteți des acuzat public sau, mă rog, nu acuzat, dar sunt opinii despre faptul că dumneavoastră mai mult țineți partea Gazpromului ca și reprezentant a companiei Moldova Gaz, pentru că este acționar majoritar. Și nu-l criticați. Nu vă permite poziția sau care e situația? Da, eu sunt în conflict de interese direct. Deci eu sunt conducătorul companiei și aici este un moment de bază. Dacă un dialog este foarte greu între acționari, acest lucru nu înseamnă că compania
care am onoare să conduc, nu trebuie să lucreze, să negocieze, să discute cu furnizorul, cum este Gazprom. Nu cred că este... Eu înțeleg că sunt foarte multe speculații, eu nu voi vorbi despre ele, dar vă spun, discuțiile cu Gazprom în oficiul, cum zicem, back office-ul nostru este destul de dure, nu sunt așa de ușor cum este... Cum își imaginează unii, și eu vă spun că nu putem noi spune toate lucrurile în public. Sunt anumite elemente corporative care necesită sunt discrete. Dar, în general, există discuție, dialog acum cu Gazprom, pentru că domnul ministru spune că nu mai comunică de foarte mult timp, a trimis câteva scrisori, nu a primit nicio răspuns, nicio reacție și, respectiv, guvernul nu are nicio comunicare cu Gazprom. Dumneavoastră comunicați cu Gazprom, Moldova Gaz, în general? Nu, cu ultima etapă, perioada, tot nu comunic direct. N-am comunicat de mult cu domnul Miller, dar cu colegii, membrii Consiliului de Administrație și membrii Consiliului de Observatori, cu majoritatea lor comunic și cu doamna președinte a Consiliului de Observatori tot comunic periodic după necesitate. De ce cu domnul Miller nu comunicați? Sunt momente care sunt soluționate la un nivel mai jos. Nu a fost necesitate, nu că... Da, nu a fost necesitate și, practic, eu cred că la etapa aceasta comunicarea mea la nivel de doamna Burmistrova este de ajuns, ce ține de activitatea companiei. Dar în perioada ulterioară, eu cred că se va dinamiza această comunicare, dialogul respectiv. Inclusiv, eu sper, la nivel de acționar, inclusiv. Care va fi prețul gazului livrat de Gazprom în februarie? Este anunțat. Prețul va fi în jur de 1054 de dolari. Dar toată cantitatea care noi primim astăzi, 5,7 milioane metri cubi, se duce în stânga Nistru, inclusiv pentru producerea energiei electrice. Asta vreau să vă întreb următoarea întrebare. Și noi vom cumpăra de la Energocom în februarie cu aproximativ 1200. Nu, prețul lor e mai jos. Eu cred că tot la nivel de... Eu sper că să fie la nivel prețului de la Gazprom. Sau cel de care din ianuarie un pic mai mare. Ce se întâmplă cu plățile astea în avans care urma să le facă Moldova Gaz în fiecare lună pentru gazul livrat, dacă întreg volumul de gaz se duce în stânga Nistrului? Cine achită plățile astea? Plățile acestea nu se achită pentru că partea transnistreană, vorbesc despre Tiraspol Transgaz ca compania noastră fică, nu achită pentru consum. Ea achită doar pentru servicii de transport în relațiile lor cu Moldova Transgaz. Și nu există probleme? Somații de la Gazprom? Că ne taie gaz? Există. Nu există. Dar cum vă explicați această poziție diferită? Poziția diferită a fost permanent. Așa. Eu cred că situația a fost convenabilă și părții din stânga Nistrului și în partea dreaptă, având în vedere securitatea noastră energetică, care este destul de fragilă. Deci nu este adevărat că partea stânga Nistrului va primi gaze mai ieftine decât partea dreaptă, cel puțin în februarie. Partea stânga Nistrului primește gaz fix la același preț care primim și noi și faptul că nu achită, asta nu înseamnă că ei nu trebuie, n-au datorii. Ei au datorii, datorii se acumulează, chiar recent am adresat încă o dată în judecată pentru a recupera datoriile din 2021. Și o parte din 2022, deci noi activăm, suma se majorează, dar... Acum care este? 21 de dolari? 8 miliarde. De dolari? Da. Dar consumatorii noștri din partea dreapta Nistrului nu achită niciun bănuț pentru consumatorii, datoriile care sunt acumulate de către consumatorii din stânga Nistrului. Acest lucru este important. Această răcire de
între relațiile dintre Gazprom și Guvernul Republicii Moldova poate fi determinată de insistența autorităților de a supune auditului a datoriilor pe care le înaintează către Chișinău? Mult discutat, o audit care tot s-a amânat și acum am înțeles că este pe ultima 100 de metri. Sau nu? El se desfășoară? Subiectul auditului, vă spun că a fost discutat între acționari. În 2021 s-a ajuns la o înțelegere cu Gazpromul în privința aceasta. Guvernul și-a asumat sarcina să execute acest audit. Eu cred că de zilele acestea trebuie să apară deja primul raport care va fi, cred că, prezentat către acționari. Dacă cazul și Moldova Gaz va obține acest audit, sper că să obținem. Și vom prezenta opiniile noastre pe, la concluziile care vor fi indicate acolo. Ce ține de activitatea companiei și ce ține de aspectul datoriilor, aici sunt două momente. Noi, din start, în relațiile cu Gazprom, ca furnizor care vrem să obținem careva contract pe termen lung și careva formule sau anumite condiții, din start activăm în două ipostaze. Prima ipostază, noi suntem client, consumator, care cumpără gaze, și al doilea, suntem debitori. Deci, din start, suntem în două situații. În mod normal, în orice business, trebuie să achizi datoriile restanțe și ulterior să negociezi alt contract. Iată, noi suntem în situația de acest gen mai mulți ani. Și foarte mulți critică și Moldova Gaz și Gazpromul de această situație, dar noi am semnat, am confirmat aceste datori. Și aceste datorii au fost abordate la nivel de guverne de multe ori. De ce? Din situația aceasta suntem ostatici lipsii dialogului între acționari și acest lucru afectează inclusiv compania. Dar de ce lipsește acest dialog? Anume, în discuțiile astea despre datorii, poate mulți, fi un motiv sau altceva? Mulți factori sunt, dar nu vreau să le deschid, spun aici. Eu consider că totuși este posibilitatea încă a renui acest dialog, de a așeza la masă de negocieri și respectiv de a revizua anumite aspecte, inclusiv care au fost descris în cadrul protocolului din octombrie 2021. Opinia mea permanent este loc pentru dialog și aici trebuie de făcut tot posibilul pentru a-l reînnoi și respectiv a ajunge la anumite înțelegeri, posibil noi, dar nu trebuie de așa brusc oprit sau stricat relațiile, în opinia mea, pentru că nimeni nu știe ce s-a întâmplat ulterior, având în vedere că suntem foarte dependenți de nodul electroenergetic care este la Cuciorbani, la etapa aceasta. În viitor, da, evident, trebuie să fim mai independenți din punct de vedere energetic, că trebuie să fie conexiunile cu Uniunea Europeană, spre asta trebuie să mergem ca țară, dar astăzi situația este de acest gen, că din punct de vedere electroenergetic suntem încă, nu suntem independenți, având în vedere și războiul din Ucraina, având în vedere atacurile asupra obiectelor de infrastructură energetică din Ucraina, aceste lucruri afectează în mod direct Republica Moldova. Ceea ce se întâmplă în Ucraina e lucru foarte urât și, evident, noi trebuie să fim foarte, în opinia mea, să mai precauți și cumva să găsim anumite puncte de tangență. E foarte greu, dar totuși nu este imposibil. Eu am să vă întreb despre acest audit, ce credeți dumneavoastră că o să demonstreze, dar înainte de asta aș vrea să facem o paranteză despre ceea ce a apărut în public despre raportul Curții de Conturi, despre care un deputat PAS, Radu Marian, care este de astăzi președintele Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe,
A spus că demonstrează faptul că aceste datorii pe care Gazprom le înaintează Republicii Moldova nu au o confirmare legală pentru că lipsesc niște acte confirmative anume pe perioada în care aceste datorii s-ar fi acumulat. Dumneavoastră ați văzut acest raport și ce puteți să ne spuneți? Care este opinia noastră? Raport l-am văzut a Curții de Conturi, evident că l-am văzut, l-am studiat foarte atent. Am făcut și foarte multe obiecții, comentarii la cele constatate de către echipa de auditori. Și aici vreau să-i mulțumesc că anumite aspecte care au fost menționate de către auditori pentru a îmbunătăți activitatea noastră sau procesele de business în cadrul companiei le vom lua în calcul și vom face în baza unui plan de acțiune anumite măsuri, vom întreprinde pentru a elimina sau elimina cele neajunsuri care au fost constatate în activitatea noastră. Ce ține de nemijlocit datorii, s-a referit la un aspect mai mult la documente care au fost, nu au fost găsite sau nu au fost nu au fost posibilitate să le oferim din cauza că nici nu au fost la noi, nici nu au fost în arhive de stat și se referă la documente care au fost până la crearea Moldova Gaz, respectiv până la 99. Deci Moldova Gaz poate nici nu a avut aceste documente. Dar nu cred că acest document nu se poate găsi, de exemplu, chiar la Gazprom. Trebuia să adreseze colegii sau să spună că iată, acest document poate adresam noi la Gazprom și obțineam aceste documente, dar nu au fost așa solicitări. Din 99 încoace nu era? Pentru că domnul Marian... Din 93 până 99. Iată, asta este constatarea care se referea acolo la... La lipsa de acte. Da, la lipsa în curte, majoritatea documentelor. Ce țin documentele din 99 încoace, majoritatea este la noi. Și noi le-am oferit auditorilor. Dar constatarea nu este, Curtea de Conturi nu a constatat că nu este. E constatat că există datoria. 534 de milioane, inclusiv la finele anului 2020... pentru că perioada controlului era și 21, și cu datoriile curente. Și 509 milioane era datoria istorică. Asta a fost constatarea, anume față de Gazprom, fără compania Factoring Finance, după cum eu țin minte. Deci, dispus că Curtea de Conturi nu a spus sau nu a indicat suma, nu e corect, e indicat suma. Este în act. Nu știu, pentru că domnul deputat menționa că lipsesc niște acte confirmative anume pentru suma asta a datoriilor, ceea ce ar da premize de nerecunoaștere a acestei datorii și respectiv dacă noi avem acum realizarea unui nou audit care vine în înțelegerea, în protocolul semnat cu Gazprom, întrebarea mea este ce se întâmplă dacă și acest audit efectuat de companiile străine vor stabili că lipsesc niște acte care nu confirmă aceste datorii și ele respectiv nu vor fi recunoscute de guvernul de la Chișinău. Lese, este aici un element care trebuie să diferențiem. Este un contract, și aici este o greșeală, nu că greșeală, dar cred că neînțelegere. Și ca să toți cei care ne privesc să ne înțeleagă, facem o distinție foarte clară. Prima, sunt relațiile între două agenții economice, Gazprom și Moldova Gaz, la furnizarea gazelor naturale. Fiecare lună, fiecare trimestru, anual, semnează actele de verificare, actele comerciale. Se iau datele din contabilitate, este contract, transferurile, actele de primire, predare comerciale fizice a gazelor naturale și respectiv să face bilanțul. Suntem datori, nu suntem datori, am achitat, n-am achitat, am semnat. Faptul că auditorii, teoretic presupunem, cei care au fost angajați, pentru că noi nu am fost noi beneficiari direct a acestui raport care va fi prezentat de către auditori din Norvegia și Marea Britanie. Faptul că ei vor spune că
anumite documente nu sunt și respectiv nu putem face concluzii sau refuzăm, spunem, exprimăm opinia pe imaginea aceasta, nu înseamnă că documentele semnate de către Gazprom și Moldova Gaz privind constatarea datoriei nu sunt valabile. Pentru că în relațiile noastre cu Gazprom și Moldova Gaz, aceste documente au stat la bază, inclusiv deciziilor care au avut loc în cadrul arbitrajului, în cadrul disputei între Moldova Gaz și Gazprom. Asta este un element de bază. Cred că în cazul acesta urmează să continue negocierile, dacă va fi așa constatare, în opinia mea. Bun, guvernul este unul dintre acționari. Da, și unul dintre acționari nu va recunoaște ce? Datoriile companiei sale față de Gazprom. Eu nu știu ce poate fi. Poate fi din partea guvernului să nu recunoască, pentru că noi am recunoscut ca la nivel de întreprindere și mergem la, prezentăm un act, nu act, un concept de reglementare și dat fiind faptul că tranzacția de proporții, că mare, noi trebuie să mergem cu documentul acesta la organele de conducere. Și evident, dacă unul din acționari nu recunoaște, nu va aproba acest concept de reglementare. Asta este cea mai mare problemă. Înseamnă că urmează să negociem, urmează să prezentăm alte opțiuni. Cum ieșim din situația aceasta? Și care ar fi aceste opțiuni dacă guvernul, spre exemplu, nu va recunoaște această sumă de datorii? Nu, cred că... Pentru că se discută în spațiu public orice. Deputați care spun că după acest audit s-ar putea să ne trezim că Gazprom este dator Republicii Moldova, nu invers. Dar eu înțeleg că vă pun într-o situație în care să comentați cum comentez eu niște aberații care nu corespund realității. Sunt documente semnate. Ceea ce unii vor să prezinte, că pretind cunosc în domeniul energetic ceva și vor să prezinte că asta înseamnă revizuirea rezultatelor privatizării. Asta înseamnă încălcarea unor documente semnate la nivel internațional. Și aici nu e legea Republicii Moldova care stă la baza anumitor presupuse constatări. E vorba de actele internaționale semnate, acorduri. Acordul la crearea Moldova Gaz a fost un acord investițional în baza hotărârii de Parlament. Faptul că nu s-a realizat atunci evaluarea activelor, asta nu e problema Gazprom, asta problema trebuia să fie executată de către noi. Faptul că s-au efectuat investiții și nu s-a inclus în tarif și care a stat la baza achitării față de Gazprom și aici tot trebuie de văzut acest lucru foarte clar. Asta nu înseamnă problema Gazpromului. Încă o dată, nu sunt avocatul Gazprom, dar eu obiectiv vorbesc despre probleme care sunt pe intern. Poftim, verificați, care... sunt organe, poftim, aici nu e problema Gazpromului. Gazprom este un investitor, a venit ca investitor. Permanent, în fiecare, cea mai interesant în lucru, permanent spunem despre investiții și spunem care sunt surse de investiții. Gazprom permanent a fost primul loc. Permanent, din cauza investiției în Moldova Gaz. Și asta a fost prezentat la nivel de stat. Plus la aceasta este acordul de protejare reciprocă a investițiilor între Republica Moldova și Federația Rusă. Și acolo sunt anumite garanții. Acord internațional. Evident, înțelegem care este contextul acum geopolitic și internațional în privința sancțiunilor față de Federația Rusă, dar sunt documente de bază care au stat la crearea companiei. Încă un moment vreau să menționez aici că în privința întregii istorie acestea cu datorii, toate ședințele Comisiei Mixte Moldo-Rusia, și vorbesc despre perioada tot anii 90, 2000 și după 2010 încoace, constatarea acestor sume de datorii, malul drept, malul stâng, sunt în protocol. Când s-a prezentat acest constatări în baza căror documente, înseamnă că au fost luate actele comerciale de la întreprindere. Moldova Gaz confirma și Gazprom confirma. Deci noi trebuie să spuneți că fostele guvernări cumva deja au confirmat aceste datorii. Sunt documente oficiale, Olesia. Nu sunt documente care eu le inventez, sunt documente oficiale. Încă un moment. În 99, guvernul
și a asumat o parte din datorii pentru ce a asumat, adică asta înseamnă că răscumpărat de la Gazprom cu emiterea emis obligațiuni de stat, uh-huh, și trebuia să le răscumpere și ulterior le-a răscumpărat la un discount, dar și-a asumat datoriile instituțiilor publice și întreprinderilor termoenergetice. Uh-huh. Și acest lucru a fost aprobat la nivel de lege. Și a fost fixat cu semnătura primului ministru și conducerii Gazpromului. Sunt documente care sunt astăzi și documente internaționale. Au o forță juridică mai mare decât legi. Noi vrem să revizuim aceste documente, vrem să pretindem că nu recunoaștem datoria, având toate aceste documente semnate. Asta este întrebarea. Și aici vorbesc ca simplu cetățean și un expert care ceva înțeleg în finanțe, în investiții și în energetică. Asta este o abordare la care trebuie de atras atenție. Eu acum nu vorbesc despre care decizii. Orice decizie poate fi luată. Dar toate deciziile trebuie să fie foarte bine analizate din punct de vedere legislației, inclusiv internaționale, și angajamentelor noastre ca țară față de investitori. Pentru că să nu trezim că creăm un precedent și ulterior să avem probleme mai mari. În opinia mea, eu cred că aici trebuie o analiză mult mai profundă. Vă referiți la un eventual proces de judecată? Probleme mai mari? Da, poate fi un proces de judecată, poate fi o dispută investițională. Vă spun că orice dispută investițională nu oferă sau nu îmbunătățește ratingul investițional și climatul investițional al țării noastre. Dar cum comentați, apropo, declarația ministrului Spânu, care a spus că juriștii de la guvern, de la minister, adună acum dosarul, probe pentru a ataca Gazprom în judecată că nu își respectă contractul? Nu pot comenta, pentru că nu cunosc detalii. Dar credeți că există motive pentru astfel de proces? Eu pot să vă spun un lucru care este la suprafață. Noi suntem datori. Gazprom nu are datorii față de noi. Iată, este un element încă o dată. Noi suntem datori astăzi Gazprom. În baza documentelor care inclusiv a semnat conducerea Moldova Gaz cu conducerea Gazprom. Noi suntem datornici. Scenariul că Republica Moldova rămâne fără gaze de la Gazprom. Este posibil în momentul în care guvernul, spre exemplu, va declara că nu recunoaște aceste datorii? Orice scenariu este posibil, dar sper să nu ajungem la așa ceva. Atunci, dacă așa ceva va fi, chiar așteptările mele sunt foarte negative, proaste. Pentru că din punct de vedere electroenergetic avem de suferit foarte mult. Care este comunicarea dumneavoastră sau relația dumneavoastră cu guvernarea? Prietenie, parteneri, în ce relații sunteți? În relații de lucru, în primul rând, este guvern. Sunt miniștri, vicepreministri care au în gestiune anumit portofoliu, inclusiv energetic, și noi activăm în cadrul legal. Și având în vedere chiar situația excepțională, ne supunem la orice decizie care sunt la nivel de guvern și Comisia pentru situații excepționale. Relațiile de lucru. Nu totdeauna cu un citul părerile, dar asta e și lucru normal. Trăim în societate democratică. Și eu pot, de exemplu, cu domnul Spânu mai mult comunicăm. Uneori avem poziții asemănătoare, altă dată sunt alte poziții, dar asta e comunicare, asta e lucru. Cel mai important, ajungem la consens. Apropo de domnul Spânu, de fiecare dată când se aduc acuzații că s-ar fi implementat scheme de furt a gazului, a banilor din tarif, din orice, nu vine doar Ceban sau Spânu, veniți întotdeauna la pachet că ați lucra împreună, mână-mână. În ce relații sunteți cu ministrul? Încă o dată, în relațiile de lucru,
Nu suntem cu metri. Nu sunteți cu metri. Acum e cam la modă peste tot, toți sunt cu metri. Nu suntem. Relațiile de lucru, chiar eu pot răspunde din punct de vedere mandatului meu. Nu pot răspunde din punct de vedere mandatul dumnealui. Dumnealui răspunde de politici energetice, eu răspund de activitatea companiei și întregul sistem de gaze. Dar cum vedeți politicile adoptate de ministrul Spănuiele? Cum le apreciați? Dacă astăzi avem gaze naturale, sistemul activează stabil, avem energie electrică, eu cred că asta este răspunsul. Primarul Ion Ceban tot v-a adus acuzații că în octombrie 2021, când s-au făcut acele achiziții pentru a produce sau pentru a aduce presiunea la normalitate, pentru că Gazprom ne-a redus un pic din volume, de fapt s-a aplicat o schemă prin care s-au furat mulți bani. Și vă acuză pe dumneavoastră și pe ministru Spânu de implicare în aceasta. Dumnealui n-a venit cu mai multe detalii publice, a mai aruncat niște nume pe care eu nu pot acum, din păcate, să vi le spun, dar a cerut tot repetat procuraturii să investigheze. Dumneavoastră, cum comentați aceste acuzații și ați fost poate invitat la procuratură sau nu? Sau la ce se referă domnul primar? Eu chiar nu vreau să comentez declarațiile dumnealui. Cred că a fost luate sau făcute în cadrul, poate și a avut emoții, ci nu fiecare persoană poate să aibă emoții și spun acest lucru, dar nu vreau să comentez în mijlocul ce a spus. Dar asta nu înseamnă că noi nu înseamnă o barieră în comunicarea noastră ulterioară, cât este loc de comunicare permanent, comunica cu oricine, inclusiv cu primarul general. N-am careva constrângeri, remușcări în acest sens. Dumnealui a spus o opinie, eu nu vreau să comentez, n-am de gând să dau în judecată, deci asta e... Pentru că domnul Spân, am văzut că merge în judecată. Cred că acolo alte aspecte între relațiile între ei, mai mult politice, dar eu n-am ce pentru ce să... Eu am înțeles contextul, eu știu, cunosc un lucru că nu pot mâna în foc, nu pot pune mâna în foc, care a fost achizițiile efectuate către Energocom, dar pot să vă spun un lucru. Când participă companiile la care s-a referit Energocom, când participă companiile străine internaționale de acest nivel și vând gazele naturale către Energocom, chiar 1 milion atunci a fost achiziționat, pe parcursul unei săptămâni a fost achiziționat undeva. Câteva, da, erau. 1 milion 11 mă trebuie. Știu că în total era vreo 17 milioane de dolari. A fost așa, dar perioada aceea care anume de acolo a fost octombrie și a fost o parte din noiembrie, de aceea trebuie de divizat. 11 mă tinc a fost în octombrie și 6 în noiembrie. Eu țin minte. Un lucru care e important și pentru toți să înțeleagă. Așa companii când participă la licitații, eu vă asigur și pot să vă spun că ei analizează foarte atent toate aceste contracte și trec prin toate procedurile, anume așa numite due diligence și așa numită procedura cunoașterea clientului. De aceea, eu nu cred că aceste companii pot să permite careva scheme și metode de achiziționare sau vinde gazul despre care la care se referă anumiți politicieni. Eu vă asigur că aceste companii de talie internațională mult mai transparente și activează pe piață și pentru 1 milion de metri cub nu vor risca cu reputație. Asta eu vă spun așa din practică, nu din... Auzite. Asta e... Bun, alți politicieni spun că moldovenii
chită de două ori pentru gaze și se referă anume la taxele care se plătesc probabil la achiziție, după care și TVA-ul care este inclus în tarif. Iarăși taxe care se duc la stat. Știți la ce se referă ei? Nu am sesizat, dar nu cred că, în opinia mea, cred că e puțin greșit abordare. Moldovenii achită și consumatorii achită, moldovenii în primul rând achită taxe, corect. Dar pentru serviciile, utilități achită tarife. Tarife achită, nu taxe. Pentru a consuma ceva, eu achit tarif, adică eu cumpăr. Fie de pe piață, fie din programul tarifar care este la compania care se ocupă cu utilitățile. Dar dacă livrează compania de stat aceste utilități și livrează la Moldova Gaz, de exemplu, am înțeles despre ce e vorba, deși Moldova Gaz vinde la consumator, consumator achită tariful. Taxele care se achită, aceste taxe duc la buget. Deja bugetul decide cum, ce să facă cu acești bani. Capitalizeze compania respectivă de stat, să dea la termoelectrică tot prin capitalizarea sau să investească în altceva. Dar consumatorul, până la urmă, achită tarife. De aceea, constatarea nu e corectă, că moldovenii achită două ori. Moldovenii achită taxe și achită pentru tarif. Altfel, dacă nu avea să fie de stat, avea să fie Moldova Gaz sau avea să fie altă companie, Premier Energy. Premier Energy finanțează procurări de energie electrică sau gaze naturale. Noi achităm prin taxe, noi nu achităm prin taxe, prin tarif. Asta e faptul că Energocom și-a luat sarcina de a fi furnizor de, cu obligațiunea de serviciu public sau de ultima opțiune, asta înseamnă că a fost un eșec al pieței. Asta așa se numește eșec al pieței. Noi nu avem gaz, ce să facem? Nimeni nu ne vinde pe piață, nimeni nu ne vinde în credit, poftim, vine Energocom. Dar toți consumatori achită nou tarife, nu prin taxe. Taxe, asta e două lucruri diferite. Dar distinct. În tarif se prevede și taxa numai pe valoare TVA. Numai TVA și taxele care se plătesc de către companii, taxe, vorbim impozite, care se plătesc de către companii. Domnule președinte, dumneavoastră, ce factură ați primit la gaz pentru decembrie? Vă spun, 8641 lei. Și în anii precedenți, care era? Cam, eu consum în jur de 200-250, iată, am avut un puțin consumat mai mult, dar 200-250 de metri cub este consum mediu lunar de către mine. Ați primit o compensație de la guvern? Nu, eu am refuzat. Eu achit tot costul. Acolo chiar vă spun că asta a fost în opinia mea, că trebuie să îmbunătățesc consumul, să fiu mai eficient. Aveam posibilitatea să mai reduc cu vreo 50 de metri cub, dar... Rămâne că... pentru luna asta. Luna asta rămâne, da. Să reduceți de două ori. Da. Să vorbim un pic și despre politică. Am văzut ieri un video în care ați ieșit să respingeți cu... Adică foarte categoric, deși două luni, trei luni în urmă spuneați că orice este posibil, ieri ați respins categoric orice participare a dumneavoastră la alegerile pentru funcția de Bașcan a Găgăuziei. Ați avut astfel de discuții? Gânduri? Eu, de fapt, v-ați gândit să candidați? Adică, haideți să o luăm de la început. Atunci nu ați exclus. Acum ne spuneți. Da, gânduri am avut, am discutat cu polițieni, n-am discutat cu nimeni, am discutat cu diferite persoane, am fost abordați de către unii primari din Găgăuzia, unii deputați din adunarea populară, mă refer la polițieni din, la nivel național. N-am avut așa discuții. Decizia a fost luată, adică am analizat, am văzut, dar decizia de a nu candida a fost luată la anul nou, în decembrie, am decis că am văzut prin care provocări vom trece în anul 2023, mă refer la compania Moldova Gaz și toate întreprinderile afiliate.
aceea hotărârea a fost atunci că să rămân la companie și să-mi execut mandatul până la sfârșit. Mai multe informații spun că ați fost curtat intens de actuala guvernare sau cel puțin de unii exponenți. Ați avut discuții cu cineva de la PAS? Nu. Absolut. Nu, cu nimeni. Dar cum credeți? De unde au apărut... Mi-ați spus surprins, am fost curtat. curtat politic, am în vedere. Eu am înțeles. Deci scenariul discutat era Vadim Ceban, candidat cel mai probabil independent și totuși pe sub masă ar fi fost totuși candidatul PAS-ului. La noi e așa, sportul național. Pe sub masă, da. De sub masă, nu cred. Eu vă asigur, dacă am fi luat decizia inversă, adică de a candida unica forță politică sau unica, zicem, bază sau fundamentul la care am fi bazat eu, era poporul găgăuz. Asta este cert. Fără nicio implicare politică a niciunui partid. Cu doamna Irina Vlah comunicați? Eu am avut noroc și aici lucru menționez încă o dată și aici am menționat câteva ori. Am avut noroc, am avut așa un conducător. Am făcut foarte multe proiecte interesante, lucruri bune de infrastructură, proiecte sociale, dezvoltare economică. În Găgăuzia, în perioada 2015-2019, am un respect deosebit față doamna Vlah. Comunic, dar suntem în situația când la noi sunt probleme, în Găgăuzie sunt alte activități, dar suntem în relații normale. Poate dumneavoastră nu v-a abordat să fiți cumva urmașul dumneavoastră? Noi cândva discutam de acest scenariu, cândva de mult, dar... Cândva de mult când? Când am activat împreună. Deci dar, înainte să veniți la Moldova Gas. Da, au fost așa discuții. Mă rog, asta e un discuții într-un albie normal a evoluției a fiecărui politician care își gândește de ce va urma. Pentru că altfel, doar trăind cu ziua de astăzi, politician trebuie să gândească să aibă o viziune mai complexă în viitor. Dar încă un moment. Suntem oameni maturi deja și eu sunt persoana care e destul de independentă de a lua decizii. Dumneavoastră veniți din Găgăuzia, cunoașteți realitatea de acolo. Poate ne spuneți de ce oamenii de acolo sunt atât de proruși? Nu cred. Sau e doar o percepție? Sau sunt doar unii exponenți? Care este, de fapt? În opinia mea, luăm abstract, nu doar vorbim despre... trăim într-o țară democratică. Unii au viziune pro-ruse, pro-estice, unii au viziune pro-vestice, pro-europene, pro-române, pro-moldovene, zicem așa. Dar asta nu înseamnă că toți sunt dușmani. Și noi, în loc să abordăm problemele de bază care sunt în Republica Moldova și cumva să abordăm, să discutăm idei, iată, noi suntem, mai mult abordăm aspectele geopolitice. Credeți că în Găgăuzia nu sunt aceleași probleme ca și în alte localități din Republica Moldova? Sunt aceleași probleme. Dar asta nu înseamnă că dacă persoana are o viziune pro-rusă sau pro-ucraineană sau pro-română, este numai decât dușman. Iată, noi deodată punem clișeul că este o amprentă, că este pro-rus și iată, este dușman. Nu cred. Ei sunt cetățeni ai Republicii Moldova și trebuie să avem respect ca atare față de ei. Cum credeți? Pentru cine vor vota cetățenii Republicii Moldova din Găgăuzia la... Și vor avea loc aceste alegeri, pentru că se discută deja despre eventuale amânări. Cred că vor avea, nu cred că, dar care este, nu cred. Se, până la urmă, decide poporul găuz în baza legii cu privire la statutul juridic special al găuzii și în baza Constituției. Deci, nu cred că, eu tot sper că vor avea loc. Și candidatul cărei părți, cărui partid ar avea mai multe șanse?
Aici, încă o dată, iată, vreau să menționez un aspect. Am o speranță, pe de o parte. Speranța mea că, totuși, alegătorii, cetățenii Republicii Moldova care locuiesc în regiunea mea natală, să dezbată sau să aleagă un candidat care va prezenta concret un plan de dezvoltare socială, economică, care va avea la bază foarte multe aspecte. Asta este speranța că să fie alegerea în baza unui plan de dezvoltare, ca normal, ca idee. Programelor și nu declarații. Dar am așteptările ca de obicei, nu coincid cu speranțe, ca să înceapă iarăși, cum la noi se întâmplă, și nu se referă doar la Găgăuzia, atacul exact. La persoane, diferite publicații, manipulări, și așa mai departe. Dă, Doamne, așteptările mele să nu se adevărească, asta e tot speranța am ca să fie dezbătute programe și în baza acestor programe cine va propune mai bine, cine este mai capabil să le implementeze, pentru că în afară de a prezenta programul, putem acolo scrie diferit din cosmos, dar programul trebuie să fie realiste. Ne apropiem de final și eu totuși am să revin la întrebarea de la începutul emisiunii, pentru că speranța moare ultima, dar sau nu moare niciodată, sunt diferite abordări, iar factura la gază special a devenit o sperietoare pentru oameni, că vai de mine vine factura. Cu ce tarif credeți că ieșim din sezonul rece? Nu vă mai întreb din iarnă, pentru că iarna este pe sfârșit. Din sezonul rece, există o speranță măcar la modificarea acestor cifre, la micșorarea, că la creștere ne putem aștepta oricând? Eu, cum ați spus și dumneavoastră, referitor la speranță, sper ca să fie o stabilitate mai bună sau mai evidentă pe piețe și respectiv și posibilitatea de a procura anume cantități de gaze să fie disponibile pentru a procura la prețuri convenabile pentru fie Energocom, fie Moldovagaz, n-are importanță, fie alți furnizori pentru că piața e liberă. Dar nu pot da acum prognoze care va fi evoluția, nu cunosc. V-am menționat, care este din care considerente și așteptăm, vedem ce va fi în februarie, dar sperăm că în primul rând să fie o stabilitate pe piață. Din prognozele pe care le aveți în cadrul activității dumneavoastră și experienții deja, ce ne așteaptă în anul 2023? Mă refer la sectorul pe care eu tot am menționat așa, totuși trăim într-o criză. În sector eu văd reducerea consumului în primul rând de către unele întreprinderi industriale. Acest lucru este, mă trezește așa, un sentiment că posibil anumite sectoare vor intra și intra deja în recesiune. Deci primul trimestru, cel puțin eu nu văd careva sentimente sau elemente, nu sunt că va fi cu anumite creșteri, va fi o recesiune, vom vedea care va fi situația al doua jumătate a anului, dar aici totul va depinde cum vom aborda probleme și cum vom prioritiza obiectivele, prioritățile pentru anul acesta. Mă refer nu doar la companii și la nivel de guvern. Trebuie să oprim vizibilitate foarte clară la nivel de inclusiv politici. În cazul acesta, statul trebuie să ia un rol lider, anume ce țin de obiectele de infrastructură și cele proiecte care au fost anunțate urmează să, mă refer la energetică în primul rând, este un plan destul de ambițios, pentru că am văzut ce anumite proiecte de ce țin de generare energie electrice, ce țin de energie regenerabilă, ce țin de infrastructură de interconectări cu Uniunea Europeană, România. Dacă aceste proiecte vor avea un dinamism așa cum s-a anunțat, atunci, da, evident, acesta va fi un imbold pentru dezvoltarea economiei. Dar ce ține de anumite sectoare, de exemplu, iată material de construcție, noi avem problemă. Unele uzine nu lucrează și acest lucru anume ca o consecință a prețurilor mari.
Și... și mulți s-au închis pe iarnă. Credeți că ei o să poată să se redeschidă după această perioadă? Asta și mă îngrijorează. Acest aspect mă îngrijorează ce va fi după perioada rece. Deci, cineva să... avea capacitatea să, da, se relanseze. Trebuie să vedem, pentru că eu n-am văzut un element care trebuie să o discuție mai largă, cred că la nivel de Ministerul Economiei sau Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Chiar poate noi vom lansa așa discuții în cadrul sectorului. Sunt companii din producerea sticlei, sunt companii care procesează producția agricolă. Sunt companii care produc materiale de construcție, caramidă, teracotă. Aceste companii, vă spun, unii au trecut pe resurse alternative, alții și-au închis activitatea temporar. Este pe păcura și pe gazele petroliere lichefiate, propan-butan. Și în opinia mea este o problemă. Problemă pentru că va influența în mod direct asupra tarifului la distribuție. Pentru a compensa, să întreține aceste gazoducte, urmează să noi spătim ca consumatori. Pentru că volume mai mici, respectiv cheltuielile unitare vor crește. Deci înțeleg că vă așteptați mai mult la evoluții negative decât pozitive. Eu sper totuși că a doua jumătate a anului să fie mai optimist, dar prima jumătate nu văd cum, de unde vine pozitiv. Nu văd. Cel puțin eu discut cu companii, cu proprietari de business-uri, cu companii, clienți mari. Nu prea sunt. Am văzut acum, iată, recent, ultimele evoluții statistici din Uniunea Europeană. Cam a fost odată o prognoză mai dură, dar totuși rezultatele arată că nu a fost așa scădere mare. Dar să nu fie așa că China, și vă spun de ce China, pentru că e un consumator mare de gaze naturale, în primul rând, și cum va ieși din perioada de COVID, care au acum epidemie tot mare acolo, și dacă vor ieși mai repede, asta va da un imbolt inclusiv pentru întreaga economie mondială. E greu de prespus, traderii sunt în așteptare, eu văd că nimeni cum nu încearcă să scoată volumele de gaze, stau și așteaptă. Unii spun că prețurile se vor stabiliza la nivel de cele 1000. Care sunt așa. Nu, de 1000? Între până la 1000. Haideți așa. Da, dar tot cu transport și așa. Nu, până la hotarea să fie, până hotarea să fim, haideți așa, 600-700 de dolari. Acum ne dă un preț de 800-900 dolari la hotar. Și în tarif e prevăzut cam 926. În tarif tot preț de procurare, pentru că noi avem componenta tarifară, iată aici am menționat că foarte mult, 6,53 lei, componenta de divieri, prea mare. Dacă am scoate, am recuperat mai repede, atunci divieri. Evident și tariful va fi mai jos. Dar asta este situația la moment. Am înțeles, domnule Ceban, eu vă mulțumesc că am epuizat întrebările și vă mulțumesc foarte mult că acceptați de fiecare dată invitațiile noastre. Mulțumesc că ați venit și mulțumesc pentru răspunsuri. Da, îmi pare bine, mulțumesc. Doamnelor și domnilor, atât a fost pentru astăzi. La revedere!